Comisia Europeană trimite avertismente către România din cauza modului în care se fac politicile economice interne. Experții de la Bruxelles ne spun clar că modelul economic al României a creat inegalități sociale severe. Dacă în Uniunea Europeană bogații câștigă de 5 ori mai mult decât cei mai săraci în România, această diferență este de 8 ori mai mare. Un studiu realizat la finalul lui 2016 arată cât de mult s-a adâncit deficitul de forță de muncă. Numai puțin de 72% dintre companiile din România aveau dificultăți cu ocuparea posturilor scoase la concurs. Era greu de găsit atât angajații calificați cât și cei necalificați. În același timp, statistica de anunță că numărul elevilor și studenților care au încheiat anul școlar 2016-2017 a fost cu 45.000 de persoane mai mic decât cu un an înainte. Vorbim inclusiv despre studenți, cei care, de cele mai multe ori, se îndreaptă spre domenii ca administrație, construcții, drept ori administrarea afacerilor. Deficitul de forță de muncă din România este cel mai mare Mare din regiune, de două ori chiar peste media celorlalte țări. În ritmul actual, piața muncii ar putea intra în colaps în cel mult 20 de ani.